Bună seara. Luați, dragilor, hai. Loc aici. Mulțumim frumos. Mulțumim noi una alta. Mulțumim și fetelor. Domnișoarelor care ne-au... corpului de balet. Între doi bărbați. Mulțumim și corpului între de balet. Andrei. Între ce doi faceți? Andrei, corect. Între corect. Doi Andrei. Colaborare, colaborare, dar să știm și noi, nu? Cum colaborăm, ce să zic? Ne-a luat 4 ani să colaborăm. Voi tot colaborați, dar cu așa cu... Ne-a luat 4 ani și să ne înțelegem. Noi m-am încălzit pe margine, Dane. Ai început o încălzire ușoară de 4 ani. Bună, Natalia, scuze. Te pup, vă pup. Seara frumoasă. Poți să respiri acum, că am văzut că ți-ai ținut respirația cât a... Păi eu o admir pe Emilia, să știi, da. Păi ei te ținut respirația când o vezi pe scenă. Ce să mai... Eu nu pot să-mi ții respirația, nu pot să vorbim. Și te-am văzut pe tine foarte mândru acolo, în DJ booth. Da. Vorbiți voi. E un proiect la care lucrăm de ceva vreme. Bine. Și am zis să comasăm aptitudinile pe care le avem. Emilia cu vocea, eu cu dansul. Cu dansul, am cu vocea. Am făcut foarte multe evenimente împreună, le și promovați asta și pe vrem, Instagram. Chiar ăsta este proiectul pe care îl facem împreună, Emilia cu mine și avem o variațiune aproape letală, ca să zic așa, pentru evenimente. Mergem la orice tip de eveniment privat. Nu, botezuri cu medii. Inclusiv divorțuri. Și la divorțuri. Noi vrem să facem primele petreceri de divorț. Nu prea mai e clar. N-am prea văzut petreceri de... Da. Prilejuite de... Cluburi, uite, avem weekendul care vine... Asta e prima, că acum sunt nebun și tu ce mi-a luat tu seamințele. E prima voastră colaborare? Oficial, da. Oficial. E prima noastră colaborare în care apărem ca un cuplu de artiști. Da. Și vor mai urma genul acesta de... Ce sunt? Asta sunt remake-uri ale pieselor, remix-uri? Sunt, cum se numește, să zic, să nu folosesc un termen greșit, știi? Programul este variat. În primul rând avem și partea de cover-uri pe care o cântă Emilia. Cu bandul. Cu bandul. Da. Sau singură cu mine. Mai cu sunt parte și... de DJ, cum ar sigur fi. Că da. Cântă peste programul de setul de DJ, după care avem muzica ce se cântă acum. Ați ocupat practic toate pozițiile, că aveți și nuntă și deci club. Deci din toate pozițiile venim și fetele? Da, tu prinzi foarte bine la club și atunci e foarte bine că facem dining club din orice. Energy dance, dar avem mult mai multe fete, dar majoritatea fetele noastre sunt și balerine în Teatru Constantin Tănase și au spectacole și... Evenimente sunt. Vreau să o salut pe fiica mea, că se uită la noi, Natalia, și a zis că dacă nu mă saluți la televizor, la Dana, în emisiune, după tine. Da, o pupăm și o pup și da. N-am mai văzut-o de mult. S-a făcut extraordinar de frumoasă. Ea a fost tot timpul frumoasă. Da. Este, da. Dar, și am văzut că ceva... petreceți timp împreună foarte mult. Mergeți, mâncați împreună. Da, ne străduim și ai are și un program destul de complex. Joacă basket de performanță. Acum e selecționată pentru echipa de juniori a României la basket, Under 14. E la o echipă foarte bună, la o școală foarte bună. Are un program complex și... Doamne ajută! Ne strecurăm noi acum printre... Da, în programul ei. Da, exact. Cum vă strecurați voi în programul vostru? Fiecare în programul celuilalt. O las pe Emilia să vorbească. Cum arată strecurătoarea? Are găuri mari sau mici? Luna decembrie a fost... Test. Am fost în ceartă toată luna pentru că am avut amândoi foarte multe evenimente. Mă fac că nu știu, deși... Noi am îngropat și psihiatru pe care ar trebui să-l plătim. Mi-a zis Lizeta că ne-a murit psihiatru. Atât de nebun sunt. Trebuia să facem genul ăsta de apariție, știi, și atunci. Și vorbeam, cum vorbesc cu Silviu în fiecare zi. Venim suniorile mari la tine. Nu mai vin să moară, nu mai vin, gata, nu mai vin, că sunt la viitoare, auzi? Pe luni, marți, așa cred că... Da, mă, oricând ești nebun la gata. Pe joi, mă zonară, băi, nu mai vin, mă, gata, la termina. Doamne! Da. Da. De unde și sfatul pe care l-am dat colegilor, băi, chemați-l, dar rapid... Cu o zi înainte, chemați-l cu o zi înainte. Nu, am zis cu 5-10 minute înainte, că atunci avem șanse să-i prindem împreună, că s-ar putea să se certe până seara. Adică de ce e cu scântei la voi? Da, sau de ce e, bă, din cauza programului foarte încărcat, reușiți greu să vă găsiți timp pentru de ce e, bă, Silvule, cu scântei? Da, tu crezi că noi știm? Adică tu ai întrebări de psiholog. Nu știi să răspund. Tu, băiat atât de calm, adică de ce e cu scântei? Eu sunt un băiat calm. Tu doar mă cunoști. Da, și eu permisiv apă, și lași de la tine, bă, băiat. Deci nu. Orice, da. Știi cum îți dai seama că te iubește un bărbat? Cu pasiune? Reușesc să scoți cel mai rău din el și le enervezi la maxim. A, nu, nu e cu violență. Nimeni nu le enervează cum le enervez eu. Da. De-aia mă iubești. Ce să și crezi că așa e bine?
până la final. Face doar de frecă un AVC. Acum regretă toate fetele care nu m-au enervat până acum. Mie, Silviu, mi se pare genul de tip foarte calm, așa, cunoscându-l nu foarte bine, dar de ani de zile totuși din exterior. Tot 100 ți-a dat și ție? Mi-a dat două. A mers cu 100 și la mine. Mi-a dat două. Să știi că în ultima vreme m-am mai potolit, am mai lăsat. Da, bă, Doamne ferește, nu vreau să se creadă că ești, să creadă lumea că e... Sunt un tip coleric. Da, sunt, recunosc. Dar m-am mai potolit. Fiecare cu farmecul. Vârsta m-a mai așezat în parte. Și crezi că vă puteți așeza la o treabă serioasă? Încercăm. Păi nu, că e ultima șansă, că mai ieșim la pensie în 5-6 ani, adică dacă nici acum nu ne iese relație, mai are rost. Cine face primul pas prin împăcare atunci când vă certați? Cine lasă de la el? Mă, să știi că în ultima vreme amândoi am făcut asta. Dar cine iscă cel mai des certuri? Amândoi. Amândoi, nu? Să știi că sunt certuri domestice minore, dar pe care noi le amplificăm pentru că suntem două firi puternice. Ea e berbec, eu săgetător și de fiecare dată... Săgetătoare aici. Focul naște pasiune, pasiunea naște foc, s-ar scântei. Dar nu-i așa că te enervezi... Cristi Minculescu, nu? Te enervezi repede și trece la fel de repede săgetătorule. Eu nu țin niciodată supărare, n-am de ce. Eu mai țin. Viața e frumoasă, ține-o tu. Viața e frumoasă. Ține-o ca să aibă cu ce să te împace, că bănuiesc că e genul de tip romantic sau nu. Sunt foarte romantic. Confirmă, te rog. Nu te bădai. Dar nu azi. Flori, atenții, s-o după 11 puteai? Când o să plec, poți să zic niște lucruri, dar acum nu. Flori, atenții. Nu, flori, fete, filme sau poezi. Da. Fete nu. Fete nu. Ai, bă, ce e a lui? Nu, e cu minte. Și fidel. Da. Nu, e teamă, n-ai înțeles. Nu, e frică. Cred că n-ai văzut. Nu, fete dar nu. Să știți că vreau să-i sar, nu-i sar în apărare, dar săgetătorii când iubesc sunt foarte fideli. Da. Așa suntem. Da, bine, iar când iubesc un berbec, le este și frică, pentru că mai are evenimente pe la Sibiu, pe la Timișoara și el întreb ce faci și el zice, sunt în camera de hotel, bine, și eu la ușă, ce? Adică nu e așa, suntem. Exagerează, nu e adevărat, nu face așa ceva, nu. Da, ai de gând? Exagerează. Nu poți gândi că voi atunci... Se dă stand la televizor, dacă nu face chestia asta, am descoperit că avem o stare de neliniște atunci când... Ea e în deplasare fără mine, eu fără ea, dar asta nu înseamnă decât că noi încă vrem să... E neliniște generată de dor sau de neîncredere? De dor. Nu de neîncredere. Nu de neîncredere. Da, acum un pic de gelozie, e binevenită în orice cuplu. E și un pic de gelozie, da. Și se spune că și un pic de ceartă e binevenită. Chiar astăzi ascultam un podcast în care un psiholog spunea că ceartă este binevenită din când în când în cuplu. Pe cuvânt. Da. Depinde cât de violentă. Normal. Te mai calibrează un pic. Schimbul ăla, mica ironie de cuplu, adică nu sunt. Înseamnă că noi suntem calibrați bine. V-ați mutat din nou împreună? Urmează. Acum urmează. Cum e cu casa la tine? A mea? Da, mai ai casa? Mai stai în casa aia? Da, eu am vândut-o, nu am mai putut. A, tu ai vândut-o pe aia? Nu am mai putut locui acolo. Bă, e foarte bine. Adică foarte bine, nu știu dacă e foarte bine, că ți-o construiți și tu cum... Nu e foarte bine, nu am vândut-o la prețul... Da, nu, foarte bine în sensul că ai scăpat de un stres. Nu puteam să mai dorm, el știe. Doamne ferește. Toată noaptea mă uitam pe telefon, pe camerele video, să văd ce se întâmplă. Da, trăiam eu un stres. Pe asta zic, adică, foarte bine pentru liniște psihică. Da. Nu e bine că ți-ai construit-o și tu cum ai vrut, ți-ai amenajat-o după și... După 20 de ani de muzică. Exact, și te trezești că după un an trebuie să dau. Cât ai stat? 5 ani am ținut-o și am vândut-o în pierdere. Păcat. Nu-i nimic, o să facem una și mai frumoasă, care să se învârte după soare. Altul mai trai și mai frumos. Da. Aha, deci urmează și mutare împreună, dar... Asta cu căsătoria v-aș întreba, dar îl știu bine pe Silviu, nu cred că... Să știi că, uite, după 50 de ani, adică când am făcut eu 50 de ani... Ai vrea cu acte? Mulți înainte. De ce, mă, nu? De ce? Adică de ce nu? Nu? Nu știu, te întreb. Mă iei? Mă ia, cât de ani am venit? Îl iau, cât de ani am venit. Ce faci, dragă, mă iei? De ce să nu mă ia? Că băiat deci simpatic ai vrea? Sunt. Ai vrea? Credeam că nu mai vrei. Talentat sunt. Bă, știi cum e. Mai încerc o dată. Păi da, de obicei asta zic, când treci pentr-una... Ce fac și de dragul ei și de sufletul ei, că n-a fost măritată niciodată și știi cum și e. Și să nu mor nemăritat. De fapt, nunta ia miresii. Câtă generozitate. Că noi mirii... Că eu nu prea am văzut mirese. N-am firmă de evenimente deci și n-am văzut mirese. Da, n-ai văzut prea. Dar tu n-ai fost îmbrăcată. Ai fost vreodată îmbrăcată așa, măcar la mișto? Adică la mișto, la vreo prezentare? La prezentări de modă, da. La prezentare. Dar vrei să fii și... Nu sunt mireasă oficială. Nu sunt genul ăla de femeie care visează de la 5 ani să fie mireasă, îmbrăcată mireasă, nu. Adică dacă te sunăm într-o seară și spunem hai până la Las Vegas, înseamnă că ne căsătorim.
S-ar putea să nu poată provizoriu. Care emisiune. Poate să fie mâine, poi mâine, ca să nu vă certați. Adică acum când vă văd bine... Da. No, no. Băi, Doamne ajută. Doamne, știi că am avut niște discuții în care am pus apele în matcă și să nu vorbesc în ceasul rău, dar de o perioadă suntem foarte ok, calmi, liniștiți. Bă, cum ar trebui să fie niște oameni la vârsta asta? Da, exact. Zic. La tine se referă când a zis la vârsta asta. Da. 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 Să nu vă certați. Lasă și la tine, hai, nu mai. Nu, o să ne mai certăm sigur. E prietenul meu bun, mai zic și de tine. Da. Auzi, Dănuțe, o să ne certăm sigur că toate cuplurile din România se ceartă, dar măcar nu o să ne mai... E păcat că dacă pleci și la un drum de genul ăsta, la altul, da, adică... avem multe planuri împreună. Noi am visat de mult, știi, să facem treaba asta. Știi, că se strică pe o parte, nu mai merge pe partea altă și atunci e păcat, știi? Mai bine să nu vă certați. Ne-am legat în foarte multe lucruri acum și pe evenimente private și pe cluburi și cu mutatul împreună. Da. Fetele noastre se cunosc deja, adică... Așa, bravo, că și tu ai o fetiță. Să stai, da. Doamne ajută. Cât are? Doi? Doi ani? Un an și jumătate. Un an și mulți înainte. În august, Tiffany împlinește doi. Doi. Mulți înainte. Îi luăm oțul. Este noi mai venim 20 de secunde până la publicitate. Mă bucur că v-am revăzut, Doamne ajută, că prin oraș n-am mai reușit, mai de analize, mai de astea, dar să vă meargă bine și aici suntem, când ne-o dat și marea veste, aia cu Vegas. Vă pup, seară frumoasă!